Degeaba ai primar dacă nu ai consiliu local. Degeaba ai proiecte bune, tu primar. Zic, nu mă bucur, doamne. nu am cum să mă bucur de rău atâtor ploieșteni. Sunt mii de ploieșteni care suferă din aceste jocuri politice. Oricum PSD va câștiga în Prahova și în Ploiești. Asta clar. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Ionache, invitatul meu de astăzi, în premieră la Proces Verbal, este președintele PSD Ploiești, doamna senator Laura Magher. Vă mulțumesc, doamna senator. Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Sunt foarte multe întrebări, sunteți o prezență mai rară, ați fost cel puțin aici la Proces Verbal, dar pe de altă parte, din punctul meu de vedere, dacă ne gândim la toate, la cât de fierbinte este zona aceasta administrativă și politică în Ploiești, cred că sunteți persoana care poate să ofere anumite răspunsuri directe, tranșante. Cum vi se pare Ploieștiul? Vă întreb și pe senatorul Laura Magher, dar și pe cetățeanul Laura Magher. Din punct de vedere al cetățeanului Laura Magher, sunt multe probleme în Ploiești. Din punct de vedere al senatorului Laura Magher, eu nu văd a fi probleme în Ploiești, nu văd ca cetățenii se plângă de ceva. Vedeți pe cineva în stradă? Interesantă observație. Da, nu văd. Și atunci care ar fi problemele ploieștenilor? Pentru că știu că atunci când sunt probleme adevărate, reale, în general la noi lumea este în stradă sau lumea își arată nemulțumirea. Azi nu aud niciun ploieștean să fie nemulțumit de ceva. Decât pe Facebook? Nici pe rețele de socializare în ultima perioadă nu am mai văzut să ridice anumite probleme, cum au fost într-adevăr cele cu termia, cele... Da, atunci au fost într-adevăr câteva semnale. Dar atât. Nici atunci nu s-a ieșit în stradă. Corect. De ce? Cum vă justificați? Cum vă explicați? Adică e așa o stare, domne, când suntem nemulțumiți, eventual ne vărsăm nervii pe Facebook. Scriu o postare acolo și zic, ne-ați dezamăgit, nu ați face ce ați promis. Dar rămână la stadiu de vorbe. Da. Și nici de cum fapte concrete. Și atunci să înțeleg că nu sunt probleme reale. Ați știți că sunt. Eu știu, tocmai de aceea am spus să facem această barieră și această trecere între cetățeanul Laura Magher, care într-adevăr s-a lovit de foarte multe probleme în Ploiești, dar de senatorul Laura Magher, care aștepta din partea cetățenilor să ridice anumite probleme, că asta este treaba noastră de fapt a parlamentarilor. Da? Să venim, să preîntâmpinăm aceste probleme, să venim cu răspunsuri concrete și reale, cu fapte, pentru că așa oamenii s-au săturat efectiv de vorbe și de promisiuni. Și noi așteptăm la cabinetele noastre, mergem în teritoriu să discutăm cu oamenii, tocmai pentru a veni să rezolvăm aceste probleme. Și la Ploiești, ce probleme? Ați putut rezolva vreuna sau care este situația? Ceea ce a ținut de noi direct, dar având în vedere că nu suntem azi în guvernarea locală, nici da, în Ploiești, nici în județul Prahova, tot ceea ce putem face este din punct de vedere al unui parlamentar. Să venim cu inițiative legislative și știți că au fost câteva inițiative legislative atât pentru ploieșteni cât și pentru prahoveni. Vă referiți la vârsta de pensionare, bănuiesc? Și nu numai la vârsta de pensionare. Sunt foarte multe proiecte pe care parlamentarii PSD de Prahova le-au inițiat, chiar au devenit legi, au fost promulgate de către președinte. Deci sunt foarte multe inițiative legislative și mai sunt unele pe parcurs. Și atunci, urmează. Dar dumneavoastră știți foarte bine, că mai bine decât mine, că cetățenii spun, domne, toți din politică sunteți, așa spune poporul, apă și un pământ. Rezolvați problemele, dezvoltați Ploieștiul, dezvoltați Prahova. Vrem și noi nu o țară, un oraș ca afară, vrem un oraș ca la Cluj, ca la Oradea, ca la Brașov. Și administrația locală, cetățenii însă nu fac deosebirea. Dom'le, v-am ales, da, rezolvați treburile. Administrația locală până în acest moment, din punctul nostru, a performat sau n-a performat? Mai avem un an și un mate până la alegeri. Aici chiar facem această diferență din punct de politicianul, vedere al politicianul. Nu pot să spun că nu a performat. Cu ce a performat? Dar acum depinde la ce administrație ne referim. Administrația locală Ploieștiu, da? Da. Este împărțită, știm bine, pe mai multe direcții, pe mai multe. Adică haideți să nu vedem totul numai din punctul de vedere al primarului. Nu, eu văd totul. Pentru că cetățeanul trebuie să înțeleagă. Da. Păi da, dar toate acestea pornesc de la reforma în administrație, de la tot ceea ce înseamnă administrație, pentru că toată lumea dă vina pe primar. Nu, n-am spus nimic, nu vreau să-i induc. Nu, ca să
discutăm realitatea. Ce înseamnă de fapt primăria? Da? Înseamnă primarul și consiliul local al municipiului Ploiești. Că de aici pornesc toate. Corect. În subordinea acestui consiliu local sunt toate aceste direcții. Și atunci ne referim la SGU, da? Da. Cei care se plâng pentru... Li s-au tăiat dotările, da, la greu. Exact, da? Și azi, din câte știu eu, sau nu știu dacă s-a rezolvat, și nu au buget. Și au atunci, buget, au despre și atunci să vedem ploieștenii ce spun despre îngrijirea parcurilor și parcărilor și tot ce ține de SGU. Au Teatru Filarmonică, da? Tot în subordinea consiliului local. Da. Oamenii, din câte știu, sunt foarte mulțumiți, extrem de mulțumiți, adică sunt servicii în, să spun, este prea mult, poate, venite așa să preîntâmpine aceste probleme sau nevoi ale ploieștenilor, că dacă vorbim de partea culturală sunt nevoi, dacă sunt, vorbim despre RASP, despre SGU, da, sunt nevoi. Haideți să permite și mie, facem un debate. Da, ploieștenii, mă rog, zic așa. A, dar ca să terminăm... Păi nu, vreau să fac diferența între servicii care funcționează și care nu funcționează atât de bine. Care nu funcționează? Din punctul meu de vedere, sunt multe probleme legate în Ploiești, dacă mă întrebați pe mine, de trafic. Da, corect. De parcări. Da. Problema gunoiului, să spunem, că într-un fel este rezolvată, da? Și a curățeniei. Deci eu n-am mai văzut parc neîngrijit. Nici eu n-am mai văzut, ca deci să fim sinceri. Deci nu putem spune acest lucru. În schimb, am văzut blocaje în trafic, am văzut blocaje în cartiere, da? Deci asta duce clar lipsa... București 2, corect. Deci aici este partea prost administrată, pot spune. Da. Și mi-asum acest lucru. În schimb, am văzut și lucruri bune care s-au întâmplat. Păi vă dau exemplu, exact cele două instituții în subordinea Consiliului Local, Teatru și Filarmonica. Dar știți că funcționează de ceva vreme, nu funcționează de 2 ani. Bine. Păi de ce? Aceste administrații care se ocupă de parcări sau de trafic funcționează doar de 2 ani? Parcările, vă referiți la SGU, ca să vorbim punctual, sau la faptul că, spre exemplu, Consiliul Local nu are curajul, îndrăznesc să spun, să impună o taxă? Dom'le, costă 10 lei, iar eu, ca administrație locală, mă îngrijesc să tu să ai un loc de parcare, să nu mai există acele certuri la propriu, să certe vecinii între ei. Corect. Creez parcări subterane, supraterane, din credite, din venituri, habar nu am. Eu la acesta mă refeream. Dumneavoastră spune, ați spus așa și acum dați-mi și mie voie să spun câteva. Dezvoltarea Ploieștiului înseamnă, spre exemplu, apropo de trafic, drumuri noi, dar noi nu înseamnă nou asfaltate. Drumuri noi, nou create. Sau o regândire a celor existente. Sau regândire? Corect. Înseamnă. Înseamnă un pasaj, putem visa oare la un pasaj subteran? Pe, avem proiecte. Știu, proiecte avem SF-uri, science fiction, nu știu de fezabilitate. Sau cum vede președintele PSD Ploiești situația? Adică la proiecte știți că avem 180 de milioane, sunt voci din Consiliu, din mandatul, mă rog, din anii trecuți, că nici nu vreau să politizez sau să particularizez neapărat. Se pare că vom pierde în jur de 150 de milioane. Adică vom implementa proiecte de vreo 30-40 de milioane. Asta nu înseamnă, mă scuzați ca să și închei imediat, asta nu înseamnă o administrație cu tot cu Consiliul Local. Neperformantă, doamna senator, sau care e? Deficitară, ca să nu spune neperformantă. Părerea mea că ar trebui foarte mult, ceea ce văd eu că lipsesc, dezbaterile publice. Corect. Se facă acele dezbateri publice pe buget. Și cam atât. Eu una aș chema ploieștenii în general și aș întreba despre toate aceste proiecte care ar trebui să devină prioritare pentru ploieșteni. Există atât de multe SF-uri și proiecte, așa cum ați spus și dumneavoastră, neimplementate. Probabil unele forțate și care nu știu dacă sunt atât de diplomată, da, se vede. Nu știu dacă sunt atât de utile ploieștenilor, iar unele care sunt lăsate undeva mai în spate, dar care într-adevăr ar rezolva multe probleme în acest oraș. Pentru că probleme, într-adevăr, sunt. Eu nu văd că se dezvoltă Ploieștiul. Corect. Fiindcă 2023 nu mai putem vorbi doar despre funcționarea unor servicii, gen salubritate, apă caldă, apă rece. Acestea trebuie să devină normalități. Sunt în unele orașe. Proiecte. Exact. Proiecte înseamnă proiecte pentru dezvoltarea orașului. Nu, astea sunt normalități, sunt utilități care trebuie spuse la dispoziție oricum și ar trebui să funcționeze. Da, da. Bănesc că noastră la PSD vă bucurați că actuala administrație nu a făcut ceea ce a promis în 2020. Eu mă leg doar de promisiuni, nu vin cu nuanțe, nu cu manta, cum se spune.
nu vă bucurați că vedeți, domnule, aveți doi consilieri, mai aveți unul acum, că pe unul l-ați exclus, aveți un consilier din 27, adică PSD la Ploiești este... Cum să mă bucur când și eu locuiesc în Ploiești? Păi ziceți, vă gândiți la anul, că... câștigăm totul. Nu, deci dacă totul gândim numai din punct de vedere politic, așa cum s-a întâmplat și au fost aceste blocaje și în Consiliul Local Ploiești și asupra primarului, undeva aceste disfuncționalități s-au creat politic. Eu cred că atunci când vorbești despre 200.000 de cetățeni peste, nu ne mai permitem să vorbim doar politic. Care politic? Explicați-mi, că știți de ce. Și explicați-ne nouă. Deci, păi așa cum ați spus dumneavoastră că noi ne-am bucurat de aceste servicii. Președintele Consiliului Județean e PNL. Da, corect. Majoritatea în Consiliul Județean cu tot pe acolo. Corect. Consiliul Local e PNL, primarul e PNL, viceprimarul e PNL, vicepreședintele e PNL. Care e problema? Nu numai dacă PNL. Puteți... Stați un pic. Noastră... Nu înțelegeți că la Ploiești și Consiliul Județean încă este această coaliție PNL-USR? Să nu excludem. PNL-USR. Corect. Bă. Dar toți sunt PNL liberal. Mă refer la președinte, primar și atunci unde e problema? Factorii decizionali. Da. Unde e problema, doamnă senator? De ce știți dumneavoastră? Că deci înseamnă că problema este la PNL în interiorul lor. Și atunci eu nu pot exprima această problemă despre... Ei acolo în interior vă pot, puteți să-i aveți pe ei invitați să vă spună. Pe mine mă interesează strict problemele ploieștenilor. Bun, ce a căutat? De ce a venit primarul Andrei Bolosevici, încă membru PNL, suspendat, dar încă acolo, cum să spun, nu știu cum se numește politic. Te suspend, dar ești cu mine, nu știu. Bun, e ca în aia la căsătorie, te lasă judecătorul o perioadă. Dom'le, eu mai stați voi împreună 90 de zile. Într-o mediere. Așa, mediere, că nu-mi venea cuvântul. Poate vă împăcați. De ce a venit primarul, care e într-o mediere cu PNL-ul, la întâlnirea cu domnul Ciolacu? Vă trebuie alea de președinte PSD Ploiești. Foarte bine ați punctat. La întâlnirea cu domnul Ciolacu, deci dânsul nu a venit la o ședință a PSD-ului, o ședință a conducerii județene cu primarii PSD-ului. Dânsul a venit la o întâlnire cu domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Corect. Da? Președintele Camerei Deputaților. Corect. Și viitor prim-ministru. Cu asta, cu viitor prim-ministru, ne-ați omorât, fiindcă asta s-a propagat în spațiul public. Domnule, primarul s-a întâlnit cu viitorul. Corect. Și ce s-a întâlnit cu actualul care e în partid cu dânsul? Păi probabil s-o fi întâlnit, dar n-a știut dumneavoastră. Nu pot să vă spun. Corect. Și ce a discutat cu viitorul? Dacă va fi viitorul, că ați văzut că sunt tot felul de spectacole. Da, mă rog, să se pare că... De dragul analizei politice, așa putem face multe scenarii. Merg pe mâna și locale și naționale și bine. Cum vreți dumneavoastră. Creditez varianta aceasta, viitorul. Dar nu ce s-a discutat acolo? Că e primar PNL. Adică dumneavoastră este într-o alianță la nivel național. La nivel național și atât. Aici v-am spus și repet încă o dată, alianța este PNL-USR. Domnul primar Andrei Bolosevici a venit să vorbească cu domnul Marcel Ciolacu. Ce vreți să ne spuneți acum? Că nu o să ne spuneți tot, eu vă spun tot, exact ceea ce s-a discutat de față cu toată lumea. Ce au discutat în particular nu pot să vă spun pentru că nu am fost de față. O discuție între patru ochi. Între patru ochi. Au discutat tot ceea ce înseamnă problemele ploieștenilor. Pentru că așa cum PSD a venit la guvernare și și-a asumat această guvernare, tocmai văzând că România o ia într-o direcție proastă, așa domnul Marcel Ciolacu este dispus de acum să cunoască toate problemele județene, da? Și nu numai ale Prahovei. În toate județele ați văzut foarte bine că are o campanie, merge în toate județele, în toate reședințele de județ, în toate municipiile, tocmai pentru a vedea problemele reale de la talpa țării. Niciodată, dacă stai în birou, nu poți vedea realitatea. Și atunci cum vezi realitatea dacă nu cel care este implicat direct? Pe dânsul nu l-a interesat că este un primar PNL, l-a interesat că este primarul Ploieștiului, municipiului Ploiești. Cine a cerut, dacă puteți să spuneți, cine a cerut întâlnirea? Ca să eliminăm zvonurile astea, domne, ce a căutat? Dacă știți, dacă nu știți. Nu știu, deci chiar nu vă pot răspunde cine a făcut primul pas pentru această întâlnire întrevedere. Cert este că a arătat exact ceea ce dorește să facă pentru ploieșteni, a arătat exact... problemele cu care se confruntă și care nu a găsit soluție până acum. Domnul Ciolacu, având deja cunoștință că domnul prefect Virgil Iunanu a fost implicat și a ajutat foarte mult în rezolvarea problemei termieni, și știți și dumneavoastră, presa locală și toți cetățenii Ploieștiului, că domnul Virgil Iunanu chiar s-a implicat în rezolvarea problemei termieni și până la urmă s-a găsit rezolvarea, da? Deci făcând echipă pentru cetățenii Ploieștiului, poți lăsa un pic politicul deoparte. Corect. Și cred că așa ar fi normal să facem permanent
nu numai deci cu echipa, probleme. Stați, ca să recapitulăm puțin. Echipă formată din domnul prefect Nanu, asta da. Îmi spuneți dacă greșesc. Da. Domnul președinte, viitor, mă rog, domnul Marcel Ciolacu. Corect. Dumneavoastră bănuiesc sau nu sunteți? Toți și, parlamentarii mă rog, am toți fost prezenți. Și primarii PSD. Și domnul, nu mă refer la proiecte acum. Da. Și domnul Volosevic. Corect. Pe asta e o echipă așa, adică și acum vine întrebarea. Transpartinică să spunem da, așa, pentru că întrebarea. Sunt proiecte transpartinice pentru ploieșteni. Bun, da, oamenii se întreabă, bă, dar și la județ e tot un liberal. Actualul prim-ministru e un liberal, adică dă cu virgulă, oricum o dăm, cum se spune. Și atunci, confirmați sau infirmați? O întrebare directă. Confirmați sau infirmați zvonul conform căruia domnul Volosevic, va fi, Andrei Volosevic, actual primar al Ploieștiului, va fi candidatul anul, fiindcă nu poate să, dacă pleacă din PNL lor actuală, va fi, își pierde mandatul. Va fi viitorul candidat al PSD la primăria Ploiești, aici chiar sunteți, știți foarte bine, fiindcă sunteți președintele PSD Ploiești. Pe ce să infir dacă este doar un vot? Un zvon nu este un vot real sau o decizie a biroului politic. Eu astăzi, da, sunt președintele interimar al PSD Ploiești. Pe mine ceea ce mă interesează extrem de mult este organizația PSD Ploiești și cum ne organizăm noi pentru viitoarele alegeri. Degeaba ai primar dacă nu ai consiliu local și asta se vede foarte clar astăzi în tot acest război intern al PNL-ului. Pentru că suferă toți ploieștenii din cauza acestui război. Degeaba ai proiecte bune, tu primar, nu contează cine ești, da? Dacă nu ai consiliul local să ți le voteze sau să te ajute în implementarea lor. Și ne aducem aminte și discuția care a fost cu spitalul pe care Ploieștiul vrea să-l facă, da? Și au fost atâtea, da, își dorește. Da. Există un proiect, există documentații depuse, există pași importanți făcuți pentru acest spital. S-au oprit, gata, nu mai există. Și colegii noștri, alți parlamentari au încercat să blocheze. De ce? Consiliul Județean știu că are un proiect care nu mai e chiar proiect. Cred că la acela vă referiți, nu? Bun, nu. Eu mă refer la proiectul pe care domnul Andrei Volosevic l-a avut, l-are și v-am spus, au făcut pași mari în implementarea lui cu acel spital. Mai la credeți, mai credeți în, era zic, în, da, normal, dacă mai cred. Credem în Moș Crăciun, dacă mai credeți în acel aceste proiecte? Nu, în proiectul cu spitalul, ca să luăm. Da, cred, pentru nu că nu proiect, că va fi vreodată în viitorul apropiat 3-5 ani la Ploiești un spital nou construit, credeți? Da, cred. Haideți să vedem și să cu nu condiție, uităm. O condiție la PSD-ul ca să puteți oricum PSD va câștiga în Prahova și în Ploiești. Asta clar. Pentru că ploieștenii au văzut ce înseamnă un vot altfel. E declarația dar emisiunii. Stați puțin, cum? Adică, oricum, vă rog justificați ca cei care ne privă. Această declarație va face vâlvă. Vă pot justifica. Este foarte simplu și foarte corect din punctul meu de vedere. Cetățenii au vrut acum să dea un vot altfel. Da? Au vrut altceva. Și au ales PNL-USR. În 2020. În 2020. Și au văzut că această administrație, această guvernare locală, nu a adus nimic pentru Ploiești. Concret. Spuneți-mi dumneavoastră acum, ca cetățean al Ploieștiului, nu ca moderator de emisiune, dacă vedeți vreo schimbare reală în Ploiești. Din tot ceea ce pe au asta promis. Asta vă provocăm eu pe dumneavoastră. Din tot ceea ce au promis, nu s-a întâmplat nimic în acest Ploiești. Din și păcate. Să nu uităm că erau de mână domnul Iulian Dumitrescu cu domnul Andrei Volosevic când promiteau aceste lucruri. Eu v-am spus că vă bucurați. Nu mă bucur. Adică așa politic, nu mă bucur, doamne. Nu am cum să mă bucur de rău atâtor ploieșteni. Sunt mii de ploieșteni care suferă din aceste jocuri politice. Și nu am cum să mă bucur. Și atunci PSD-ul, spuneți că am o întrebare și revin puțin în trecut, acum vreo 15-20 de ani. Indiferent pe cine va pune PSD drept candidat la primăria Ploiești, va câștiga? Era, știți, când era PDL-ul, dacă îmi amintesc, domnule, da, putem să punem și o maimuță, că bun. Nu e chiar așa, că dacă nu ai un om pregătit, un om să știe ce înseamnă administrație, un om să știe ce înseamnă politică. Pentru că, v-am spus, întotdeauna trebuie să ne gândim și mulți cetățeni, din păcate, nu fac aceste deosebiri între a fi primar, a avea consiliu local de partea ta, că sau dacă nu ai majoritate în consiliu Ploieștiului, în consiliul local, nu poți implementa proiectele. Și atunci degeaba vii tu un om pregătit cu proiecte, cu un master plan făcut extraordinar de bine, să preîntâmpine problemele pe care le au cetățenii Ploieștiului, degeaba le ai, dacă nu ai cu cine să le pui în practică. Ploieștenii au înțeles asta și în 2020 au votat.
Majoritar, corect. Votul care a fost dat către primarul Andrei Volofețevic a fost dat și către Consiliul Local. Adică ploieștenii... Dar nu s-au așteptat ca ei să se rupă lanțul de iubire, din păcate. Și din iubirea asta ruptă, din despărțirea asta, revenind la întrebare, PSD va spunea că oricum la anul PSD va câștiga și Ploiești, va câștiga și Prahova. Cum ar trebui să fie candidatul PSD la primăria Ploiești din punctul dumneavoastră de vedere? Poate fi și de la un alt partid, poate vreți unul nou, vreți unul din Ogradă, vreți unul din societatea civilă, că se tot vorbește și domnul Ciolacu spunea pentru președinție. Vrem un om capabil. Îl aveți în interior, din punctul noastră de vedere? Păi tocmai de aceea eu sunt sigură că PSD va câștiga, pentru că PSD, în afara faptului că este cel mai mare partid politic din țară și din Prahova astăzi. Păi nu prea ați câștiga nimic, ați duci Consiliul Județean și Primăria Ploiești și Primăria Câmpina. Mă rog, dacă eu noastră, vă spun cred că PSD cuvânt, este cel mai mare partid politic atât din țară cât și din județul Conform Prahova. Conform sondajelor sau... Iar candidații, în general, se vor stabili în urma unor sondaje. Uh-huh. Pentru că noi ținem cont de ceea Când ce... Când va fi acel sondaj? Și domnul președinte Bogdan Toader spunea, domnule, îi măsurăm Corect. Și vom vedea atunci când veți, din punctul nostru de vedere, când trebuie finalizată. Dacă amintesc bine, într-o emisiune precedentă, tot domnul președinte Toader spunea undeva cel târziu sfârșitul toamnei. Cam așa. Cam atunci este perioada publice pentru a hotărâ într-adevăr un candidat. Dar până atunci v-am spus, pentru noi foarte importantă este organizarea politică. De ce? Inclusiv eu pe Ploiești, pe mine dacă mă întrebați astăzi, pe mine nu mă interesează cine va fi primar. Pe mine mă interesează să am o organizare în care toți ploieștenii să aibă reprezentant în Consiliul Local. Da? Și atunci înseamnă Interesant că eu... Interesantă abordarea. Cum adică toți ploieștenii? Adică pe cartiere? Pe cartiere. Chiar pe mine mă interesează... Serios, da, eu la asta lucrez astăzi. Pe mine mă interesează să am reprezentanți în Consiliul Local al municipiului Ploiești. Reprezentanți din fiecare zonă a Ploieștiului. Pentru că atunci, într-adevăr, va putea să-și expună problemele zonei. Să înțelegem că problemele sunt diferite. Și asta știți și dumneavoastră. Problemele care sunt în cartier vest nu sunt aceleași ca și în sud, ca și în partea de nord, în China. Sunt probleme reale cu care se confruntă fiecare zonă și atunci trebuie un reprezentant din fiecare zonă să intre în Consiliul Local pentru a susține acea zonă, pentru a susține problemele reale cu care se confruntă zona lui, cetățenii din acea zonă. Cu alte cuvinte, veți pune accentul pe acest criteriu? Nu veți merge neapărat pe mâna unor oameni care au muncit și muncesc pentru PSD și spun, domnule, vreau și eu consilier local? Nu. Asta e abordarea. Eu voi pune întotdeauna accent pe oamenii cu experiență și oamenii care știu să fie lângă oameni. Pentru că degeaba pun un om politic cu experiență dacă el nu este alături de oameni, dacă el nu se duce în cartier să vorbească cu oamenii. Eu am să rog toți colegii mei acum din biroul permanent al municipiului Ploiești să meargă în teritoriu. Eu voi merge cu ei pe teren. Ca să vedem frumos, cu agenda în mână, să vedem care sunt problemele reale cu care se confruntă ploieștenii și pe baza acelor probleme reale voi crea un program de guvernare locală. Și atunci știu exact ce planuri putem face împreună de la cetățeni. Din cererile lor, exact, din problemele reale pe care ei ne expun. Și aș dori și dumneavoastră, dacă se poate la fel, să faceți emisiuni zonale, în cartiere. Și atunci veți vedea exact diferența care este în acest oraș, în această Republică Ploiești. Dar Ploieștiul, din punctul nostru de vedere, fiindcă PSD la ora actuală, conform sondajelor de opinie, este pe locul întâi, la nivel local, liberalilor ploieștenii au spus ok, avem încredere în voi, vă dăm credit, au votat. Asta vorbiți în 2020. Din păcate nu au performat la nivelul așteptărilor. Oamenii spun, păi da, eu te-am creditat, ți-am dat votul meu, nu ai performat. Mă îndrept către o altă formațiune politică. Corect. Din punctul nostru de vedere, Ploieștiul poate, sau PSD-ul, va veni și cu proiecte care să dezvolte Ploieștiul. Dincolo de proiecte, e clar, în cartiere, una dintre cele mai mari probleme reprezintă parcările, ce vorbeam și la începutul emisiunii. Dom'le, vrem parcări supraterane, subterane, dar nu mai avem loc. Plătim taxe și impozite, spun oamenii, și nu avem. Din punctul nostru de vedere, în mandatul anii viitori, ca să spun așa, în măsura în care PSD-ul va câștiga, noastră păreți convinsă, sigură, vom vedea la vot. Vă veți concentra și pe proiecte de anvergură, nu neapărat izvorâte din cartiere? Nu, asta lucrăm acum. După ce vom termina, asta facem de ceva vreme, eu asta fac cu organizația împreună, cu membrii organizației Ploiești. Deci deja noi adunăm
din toate cartierele problemele reale ale ploieștenilor. După ce vom avea o analiză a ceea ce îmi vine din teren, ne gândim la proiectele mari. Noi când vom intra în anul viitor, da, pot să spun că vom avea și vom prezenta atât ploieștenilor cât și dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, aceste proiecte care venim pentru ploieșteni și pentru prahoveni, nu numai pentru ploieșteni. Excludeți să candidați la primăria Ploiești dumneavoastră? În politică nimic nu este sunt, exclus. Acum, bun, toată lumea, adică sunt, eu frământare și nu înțeleg foarte bine de ce, dar eu frământare și la nivelul PNL-ului, și la nivelul PSD-ului, și la nivelul AUR-ului, peste tot, eu frământare, așa, domnule, cine candidează. La un moment dat, și domnul președinte Toder spunea, doamna senator Laura Magher poate fi un candidat bun pentru Ploiești. Ploieștiul are nevoie de o femeie, ploieștenii ar vota o femeie ca și primar? Nu știu, asta vom vedea în toamnă în sondaje. În toamnă așa dar face sondaje. Corect. Și noastră exclud, dacă uiteți și pe locul întâi, vă asumați? Nu pot să spun astăzi, până nu văd sondajele, o până nu văd ceea vreți ce să conduceți doresc ploieștenii. Vreți în administrația locală? Sau? Eu niciodată nu am fugit de responsabilitate și de muncă. Da? Și asta o știți de când eram director în primăria Ploiești și mi-am asumat anumite lucruri. Nu am să fug niciodată de răspundere, dar în urma sondajelor vom vedea exact cine va fi candidatul cel mai bun al ploieștenilor, pentru ploieșteni de fapt. Dacă va fi o doamnă, veți merge pe mâna ei, că e asta, domne, românii nu prea votează femei. Nu există așa ceva. Și acum ați văzut că trendul, să spun așa, chiar european, este... Da, în Italia. Exact, ați văzut, ați dat răspunsul dumneavoastră. Și nu numai. Și dar în Franța, important face, da, este că în PSD Prahova și PSD Ploiești sunt foarte multe doamne în echipă. Și atunci nu contează cine va fi candidatul, contează echipa pe care o are alături de el. Era cât paci să mă driblați, că rămâneau niște puncte de suspensie apropo de actualul primar al Ploieștiului. Excludeți o candidatură din partea PSD a domnului Volosevic, dacă și dânsul dorește, evident. Eu am învățat în viață niciodată să nu spun niciodată. Deci nu excludeți? Nu. S-a vorbit despre candidatură când a venit domnul Ciolacu? Nu, Ciolacu? Deocamdată nu s-a discutat deci au fost nimic. Doar nu. Chiar nu s-a discutat nimic concret despre această candidatură. Nu. S-au discutat efectiv problemele și proiectele pe care le are și care ar putea domnul Ciolacu să ajute la implementarea lor. Dar de ce ar sprijini domnul Ciolacu un primar liberal într-un județ liberal? Adică ar putea spune, domnule, nu te aștept, domnul Ciucă nu se vede deocamdată că dacă se implică sau nu. Asta înseamnă să fii social-democrat. Te gândești la cetățeni. Răspuns pentru televizor pe cuvânt. Nu. Adică un social-democrat. Și atunci de ce ne-am asumat guvernarea PSD? Păi ca să fiți la guvernare, normal. Să ce? Ca să guvernați, să aveți funcții, să aveți poziții. Nu, să ne erodăm din punct de vedere politic. Să vă erodați, dar... Păi da, dar ne-am asumat acest lucru tocmai pentru a implementa și a ajuta la implementarea unor programe ca să mai aperi ceva și să salvezi ceva din ce a făcut guvernarea cu USR. Pentru stabilitate. Păi vedeți, stabilitatea senator politică contează. Corect. Politico-economică, sanitară la vremea respectivă. Corect. Și să deci nu uităm pentru stabilitatea României. În ce vremuri și cum era atunci situația în care totuși ne-am asumat. Că puteam să nu ne asumăm, să lăsăm USR-ul la guvernare alături de PNL și spuneți în ce au făcut în cele 8 luni dar care au fost. Dar această grosă coaliție, ca să citești din domnul Rareș Bogdan și din doamna Angela Merkel, da, se pare că va funcționa și după 2024. Eu sper atunci, dar intrăm în, poate mai discutăm o altă dată, eu sper atunci să, într-adevăr, să reformați o coaliție serioasă, cum a fost și USL-ul, serioasă din punct de vedere al procentelor în Parlament, să reformați cu adevărat România. Reforma administrativ-teritorială, schimbarea Constituției, adică acele lucruri de care pulcenii să feresc în preajma alegerilor, dar în 2025, dacă veți rămâne, cum ați zis colegii liberali în Parlament? Sunt ok? Sunteți stânga cu dreapta? E ok. Extrem de bun și de constructiv, pot spune. Sunt anumite derapaje care ați văzut și acum, spre exemplu, pe legile justiției, codul penal. Adică întotdeauna sunt și bune și rele, dar încercăm undeva să, cu diplomație, să aducem așa la un rezultat bun. Adică noastră sunteți fratele mai mare și mai cu experiență și liberalul. Păi să nu uităm totuși în 2020 numeric cine a câștigat alegerile. Da, dar n-ați făcut majoritatea ca atare. Dar
Cine a câștigat alegerile? Cine a decis poporul? Deci dumneavoastră, adică nu, excludeți, deci dumneavoastră nu excludeți nicio variantă pentru candidatura la primăria Ploiești. Pe de altă parte, sunteți convinsă că veți câștiga tot în județ. Sunt convins. La luna viitoare vor fi alegeri la PSD Prahova, într-un final, au fost tot fost amânate, veți candida la vreo funcție? Ultima întrebare. Normal, toți membrii actuali vom rămâne în echipă și atunci fiecare va dori să meargă în continuare să construim ceea ce am început, da? Pentru că a fost o construcție deloc ușoară în toată această perioadă în care, într-adevăr, nu am fost în guvernarea locală nici în marile municipii, nici în județ, dar totuși echipa a rămas consolidată, închegată, ceea ce contează. Și la ce veți candida? Sau încă nu v-ați decis? Sau... Încă nu ne-am decis pentru că nu este atât de important. Personal. Nu, chiar nu m-am decis pentru că nu vreți este... Vreți să rămâneți președintele PSD Ploiești sau vă tentează? Asta o hotărăsc membrii Ploieștiului, dar momentan se va face această conferință județeană care oricum trebuia să se facă. Pentru că urmând un an electoral, noi nu mai avem timp de această organizare politică. Nu cred că ar trebui atunci să ne mai gândim la această organizare politică. Asta trebuie să se termine acum, da? Și noi să începem alături de noi președinți din organizații, și mă refer la organizațiile județene, la noua echipă alături de ei, trebuie să ne gândim la aceste planuri de guvernare. Care vom merge și vom arăta cetățenilor că pentru asta suntem aici. Ultima întrebare, ca să nu rămână impresia că nu abordăm, că nu am abordat și Consiliul Județean. Consiliul Județean Prahova pare că se mișcă, are proiecte, sunt acele centuri ocolitoare, vrea să facă un spital nou lângă spitalul vechi în continuare. Sunt proiecte de apă și canal de vreo 8 milioane de euro. Cum vi se, de ce zâmbiți? Cum vi se de pare? DSF-uri că... și proiecte nu duce în lipsă. Nu eu credeți că se va implementa nimic. Domnul Tudon, într-o emisiune, exact, vicepreședintele Consiliului Județean, spunea: domnule, de Paște anul viitor vom circula pe centura Comarnicului. Și circulăm? Nu, anul viitor, stați că anul nu. Anul viitor, am înțeles. Nu credeți nici asta. N-am știut exact când a fost emisiunea. Nu credeți, acasă. Nu credeți. Am spus, nu permit să nu cred. Într-adevăr, știu și am văzut, chiar m-am uitat peste bugetul Consiliului Județean, de proiecte și SF-uri nu duce în lipsă. Da, vă mulțumesc, doamna senator Laura Magher. Ne vom reîntâlni cu siguranță și vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns direct tuturor întrebărilor. Vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!